1, 2. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. 3 mai, am vrut să marchez chestia asta și să vă spun câteva cuvinte despre meseria noastră. 3 mai, Ziua Internațională a Libertății Presei, Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Știu, veți zâmbi când auziți de Națiunile Unite și eu și zâmbesc amar. Dar aici chestiunea este chiar serioasă. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat 3 mai ca fiind Ziua Internațională a Libertății Presei sau Ziua Mondială a Presei, dacă doriți, luați-o cum preferați, ambele sunt corecte, pentru a conștientiza importanța libertății presei și a reaminti guvernelor obligația lor de a respecta și susține dreptul la libertatea de exprimare, consacrată, bineînțeles, de articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948. E o chestiune importantă care se coroborează cu alte informații pe care vi le pot da despre meseria asta, care este foarte periculoasă. La un moment dat era cea mai periculoasă meserie din lume, dacă vă vine să credeți. 67 de jurnaliști au fost omorâți în 2022, cel mai mare număr din 2018 încoace, ne spune un raport al Comitetului de Protecție al Jurnaliștilor. Cel puțin 41 de jurnaliști, adică mai mult de 60%, au murit din cauza, pot să spun, din cauza meseriei lor, adică au murit la locul de muncă, au fost asasinați, ca să ne înțelegem despre ce povestim în discuție. Aceste numere îngrijorătoare pe plan mondial în ceea ce privește meseria noastră sunt mai mari cu 50% decât în 2021. Deci, meseria de jurnalist este din ce în ce mai periculoasă. La un moment dat îmi amintesc, cu câțiva ani în urmă, am văzut o statistică și un titlu că în anul respectiv a fost cea mai periculoasă meserie din lume, cu cei mai mulți morți la locul de muncă. Probabil, existând războaie pe lume, mai periculoasă este meseria de mercenar, să te înrolezi plătit fiind într-o armată și să lupți pentru o cauză complet străină ție, dar să fii plătit pentru asta și dacă scapi, cu atât mai bine. Bun, am vrut să fac acest mic preambul pentru a sublinia, evident, importanța meseriei noastre. Importanța meseriei de jurnalist, de gazetar, de ziarist, cum vreți dumneavoastră să îi linioară nenumiți. Sigur că e de discutat 100.000 de ani, dacă vreți, despre condiția de jurnalism, nu doar în România, ci și în lumea largă, despre faptul că nu puțini, din păcate, se pretează sau se realiază unor cauze mai mult sau mai puțin benefice pentru mai mult sau mai puține beneficii materiale. Da, se întâmplă și chestia asta. Și dacă tot am ajuns la punctul ăsta, am să vreau să vă spun ceva ce pe mine m-a marcat, cu toate că nu eram neapărat conștient la modul, cum să vă spun, că realizam rațional chestia asta. O simțeam pe undeva. Însă, cu mulți ani în urmă, am participat la un curs, unul din multele cursuri de jurnalism făcute de școala BBC. Și era aici la Cluj. Și printre multele alte chestii, trainerul respectiv, cu care am și rămas în relațiile cele mai bune, Mike Ownsby se numește, el s-a și mutat în România, s-a căsătorit aici, a scris câteva cărți în limba română, le vedeți pe site-urile, cred, de anticariat, Mike Ownsby. Merită să-i luați cărțile, sunt extraordinare. Și acolo, pe vremea era jurnalist BBC și trainer, și tipul ăsta, Mike, zice așa, eram o serie de colegi din Cluj, din presă, și zice așa: cât credeți voi că este de ok ca jurnaliștii să susțină o anume cauză?
Și noi ne-am gândit, acum sigur, depinde ce cauză, cum să nu, jurnaliștii trebuie să fie în prima linie, trebuie să, omul venea de la școala BBC, atenție, asta este fundamental. Și a ieșit o dezbatere în ce măsură jurnalistul poate să sprijine ideile unora sau ale altora, să se implice, să fie părtinitor la modul declarat și oficial. Și țin minte ca ieri că ideea de bază a BBC-ului pe care ne-a spus-o și am făcut o serie de simulări și exerciții atunci cu Mike, a zis așa, atenție mare. Jurnalismul este una și militantismul este cu totul și cu totul altceva. Dezbaterea asta a avut loc și în Marea Britanie cu vreo 15-20 de ani în urmă. Și nimeni dintre noi atunci nu se gândise la modul serios și a plecat asupra acestei diferențe între jurnalism pe de o parte și militantism pentru orice cauză pe de altă parte. Acum, nu-i chiar orice cauză, pentru că este evident că jurnalistul militează implicit pentru ce? Pentru libertatea presei, pentru o democrație liberală de tip occidental, nu? Deci pentru lucruri evidente, de la sine înțelese, nici nu-ți poți desfășura activitatea altminteri decât în condițiile astea. Bun, pentru asta e evident că militezi, nu? La fel cum militezi, nu știu, să respiri aer curat, dar la modul decent, nu ideologic. Însă, diferența între jurnalism pe de o parte și militantismul pentru orice cauză la noi nu era nici atunci, când am trecut eu prin acest curs acum vreo 10 ani și mai bine, și nu este nici astăzi. E o confuzie generalizată în societatea românească și în acest domeniu al presei, al meseriei acesteia de jurnalism, jurnalist, gazetar, ziarist, cum doriți să o ne numiți. E o confuzie generalizată pentru că, cel puțin în România, dar cred că este aceeași situație în general în Europa de Est, ceva mai puțin decât în România, și în Balcani ceva mai mult decât în Europa de Est și cam ca în România, jurnalismul e considerat de foarte mulți a fi ceva militant. Adică tu, jurnalistul, ziaristul, gazetarul, trebuie musai să fii înregimentat într-o cauză pentru care să militezi. Și trebuie să o faci la modul asumat și deschis. Sau se spune de către foarte mult, că știm noi. Dom'le, știu eu că cutare e în slujba lui cutare. Ori, sigur că atunci când lucrezi în redacții, redacția își asumă o anume linie, o anume politică editorială. Iar tu, jurnalistul unei redacții, ai o libertate ceva mai limitată decât libertatea nelimitată de care te bucuri atunci când ești jurnalist independent. Și nu sunt foarte mulți jurnaliști independenți în România. Munca lor este fantastic de importantă pentru că, cel puțin teoretic, ei nu depind de entități și ca atare pot să spună exact ce gândesc, care pot să rezoneze mai mult sau mai puțin cu ideile unuia sau ale altuia din public, categoric. Deci, la chestia asta vă invit să reflectați atunci când, nu știu, urmăriți un organ de presă sau un jurnalist din România sau din străinătate, de unde locuiți, în diaspora, de exemplu. Puneți-vă întotdeauna întrebarea, ăsta este jurnalist și o să vă spun imediat ce înțeleg eu prin asta, sau mai degrabă este un militant? Nu e nimic greșit să fii militant, să știți. Poți să fii militant pentru o cauză justă sau pentru o cauză injustă. Asta este altă discuție. Nu-i greșit nimic în asta, atât doar că asta nu se numește jurnalism, este altă activitate. După opinia mea, jurnalistul este acela care privește realitatea în mod critic, întreaga realitate din fața sa. Și ca atare nu are preferințe într-o parte sau într-alta, în sus sau în jos, în față sau în spate.
El privește și descrie realitatea așa cum o percepe el, la modul critic. Ce înseamnă la modul critic? Când spun chestia asta, gândiți-vă că mă refer, de exemplu, nu știu, la un critic de film sau la un critic literar. Ăștia nu critică pe cineva toată ziua. Nu asta înseamnă să analizezi realitatea la modul critic, adică să critici tot timpul pe cineva sau ceva. Nu, nu asta înseamnă. La fel cum criticii literari sau criticii de film nu critică în toată munca lor de o viață tot timpul numai să critique filmul sau cartea. Nici vorbă. O analiză la modul critic înseamnă o analiză justă, imparțială, severă, cât de severă îți permite politețea și profesionalismul, și onestă. Pur și simplu. Asta înseamnă că poți să găsești lucruri pozitive inclusiv în acțiunile unui politician. Și l-ai analizat la modul critic. Și analizându-l la modul critic, ai găsit niște aspecte pozitive pe care, dacă le remarci, o faci cu onestitate, cu profesionalism, și asta nu înseamnă că ești vândut respectivului partid sau cumpărat de respectivul politician. Nu, a fi jurnalist nu înseamnă a fi clănțău tot timpul, a fi gică contra. Asta nu este jurnalism. Asta este un fel de militantism care poate să fascineze la un moment dat, dar la un moment dat cred că și plictisește. Adică e unul care tot timpul numai... La un moment dat se termină și combustibilul unei astfel de abordări. Și atunci, dacă tot avem o astfel de aniversare astăzi, cred că e important să discutăm despre această meserie, practic, această profesiune a noastră și care nu se poate desfășura decât în libertate. De aceea este Ziua Internațională a Libertății Presei, pentru că presa nu poate fi decât liberă. Jurnalistul nu poate fi jurnalist decât dacă este liber. Dacă nu, dacă operează într-o dictatură, dacă operează într-un regim autoritar sau, și mai rău, totalitar, acel om se transformă într-o coadă de topor, acel om se transformă într-un propagandist, se transformă într-un militant pentru o cauză sinistră. Cunoaștem N astfel de situații. În Rusia nu poate decât cu mare greutate să existe jurnalism în ziua de astăzi și cu riscuri fantastice. În Coreea de Nord nu există jurnalism. Și vă recomand, dacă vreți să vedeți cum nu trebuie și cum am fost și noi la un moment dat până în 1989, vă recomand, pentru cei care vorbiți engleza, să intrați, asta pentru un exercițiu de realitate, pe site-ul kcna.kp, da? kcna.kp. Asta este agenția de presă nordcoreană. Au site pe internet. Vedeți puțin acolo cum sună jurnalismul într-o țară neliberă, oameni neliberi care sunt obligați să scrie lucruri în care ei înșiși cel mai probabil nu cred. Vedeți? Asta este o chestie sinistră. Și de bine de rău, totuși, în partea noastră de lume și chiar în România, cu problemele ei enorme din punctul de vedere al libertății presei, v-am vorbit de la acest microfon de câteva ori, de faptul că puterea din România mituiește presa mainstream prin sponsorizările acelea extrem de generoase, da, pe care le dă. Evident, cu înțeles clar, bă, băieți, noi v-am dat, deci ați beneficiat, încercați și bineînțeles că sperăm să și reușiți ca subiectele cele mai deranjante să nu le atingeți. Și probabil că ați văzut că în presa care este sponsorizată în acest fel, n-ați putut vedea subiecte deranjante pentru putere. Sunt convins, inclusiv în posturi de televiziune sau la posturi de televiziune altminteri considerate curate și respectabile. Și totuși nu au încăput pe post niște teme, pentru că și acolo se primesc niște sponsorizări. De aceea vă spuneam în dese rânduri că jurnalismul independent, cel online, este foarte important, pentru că el este cu adevărat liber și te vine să îl susținem. Tot pe toți, dacă am putea, pe jurnaliști independenți, pentru că toți, sigur, ei pot avea opinii care uneori sunt în contradicție cu opiniile noastre.
dar nu cred că li se poate cere unor jurnaliști, chiar și ei independenți fiind, să fie cutia de rezonanță a opiniilor noastre. Ei aduc idei în dezbatere, pe piața ideilor, le pun în dezbatere și se brodează o discuție pe acele teme. Eu cred că asta este fundamental și câtă vreme există dialog, există dezbateri, există teme puse pe tapet de jurnaliști, independenți fiind sau din redacții mainstream, atunci trăim într-o societate sănătoasă care asigură o viață vie a ideilor și a dezbaterilor în respectiva țară. Noi avem probleme mari și din acest punct de vedere și tocmai din acest motiv am zis că e bine ca o emisiune să fie dedicată acestei zile internaționale a libertății presei. Pentru că noi suntem una din puținele meserii care nu se pot practica altminteri decât în libertate. Să fii chirurg poți să fii și într-o dictatură, poți să salvezi vieți și într-un regim autoritar. Au făcut-o și medicii în România comunistă și medicii din Germania nazistă și din Italia lui Mussolini. Poți să fii un bun șofer de autobuz, poți să fii un bun pilot de avion, poți să fii un bun profesor de matematică, de fizică, de chimie și poți să-ți faci cât de cât meseriile astea și în astfel de regimuri. Meseria noastră nu poate fi practicată decât într-un singur tip de regim, acela de democrație liberală de tip occidental, unde asta este și ideea, să nu fii întotdeauna de acord, să poți să abordezi realitatea la modul critic. E, cam asta este și cred că e bine să reflectăm puțin asupra acestor lucruri și asupra ceea ce arăta România. Eu mi-amintesc foarte bine până în 1989. Cum se practica jurnalismul până în 1989. Gândiți-vă cum aș fi fost eu să mă fi născut în anii 40-50 și să fi fost jurnalist în România comunistă. Este un coșmar la care nici îndrăznesc să mă gândesc. Și marele noroc al nostru, al jurnaliștilor independenți, este și tehnologia care ne ajută colosal. Gândiți-vă că eu n-am în față o cameră din aceea cu film, cu două role de film, una plină și una goală și care film curge prin fața obiectivului, trebuie developat filmul, trebuie audio peste film. Astea toate ar fi niște procese care ar face imposibilă ceea ce se numește astăzi gazetărie independentă. Tehnologia este colosală și merită să beneficiem de ea, așa cum facem, sper, din plin. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă uitați și vă abonați la acest canal. Dacă îl considerați vrednic de a fi recomandat, vă rog, faceți-o, așa cum, dacă puteți și vă stă în putere, mulțumindu-vă anticipat și mulțumindu-vă direct celor care o faceți deja, să sprijiniți acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut. Informații aici și în textul de sub imagine în acest site de YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei, să auzim numai și numai de bine.